ca de pe insula Java și vrem să vă spunem ce părere avem despre această locație. Foarte impresionant. Deodată începem cu asta. Deci așa, ca să fim cinstit, cel mai tare din toate țările din Asia de Sud-Est ne-a plăcut Indonezia. Vizitate până acum. Vizitate până acum, da. Și în special insula Java. Bali la fel ne-a plăcut, dar nu știu cum Java are un fel de... un farmec aparte, da. E, în special aici ce faci mai frumos sunt oamenii. Oamenii sunt mult mai primitori, mai receptivi. Receptivi, care vor să ajute, sar la ajutor, se salută permanent, sunt amabili, vor să facă selfie cu noi. Da, cred că ne-am simțit aici pe insula asta ca niște vedete. Foarte interesant. Și natura este extraordinar de frumoasă. Cu vulcanii activi de aici, cu munții, cu lanurile verzi de orez, cu pădurile verzi, adică e o natură excepțională. Nici în filme n-am văzut așa și nici în fotografii, nicăieri, adică e ceva foarte frumos. Plus atate că pe insulă mai sunt și prețurile destul de joase, îndeosebie hotelurile sunt ieftine, mâncarea este la fel ieftină. Hotelurile sunt poate un piculeț mai scumpșoare decât în Vietnam. Că sunt puțin mai ieftine decât pe Bali. Iar mâncarea, de exemplu, este plus minus la același preț ca în Vietnam și dar mai ieftină ca în Bali. La fel și serviciile, transportul, taxiul, absolut tot este mai ieftin ca în Bali și se apropie foarte mult de prețurile din Vietnam. Timp de o lună petrecută pe insula Java, Indonezia, am cheltuit 1161 de dolari pentru două persoane, dintre care 581 pe hoteluri, 259 pe mâncare, 226 pe transportare și 84 pe intrări. Deci este un preț destul de decent, aș zice. Destul de ieftin a fost luna aceasta și asta fără ca să ne străduim să economisim ceva. Voi cum credeți? Ieftin sau nu? Ia lăsați-ne în comentarii. Voi de obicei cât cheltuiți în vacanțe? Acum, după ce am fost și în Vietnam și în Indonezia, pe insula Java, am putea spune că prețurile sunt plus minus aceleași ca și în Vietnam. Indonezia și Vietnam fiind cele mai ieftine țări din Asia de Sud-Est. Și îndeopște din lume, care le-am văzut noi până acum. La fel este foarte dezvoltată, sunt transporturi, este tren, poate nu cel mai bun nici ca în Vietnam. Poate noi nu le-am nimerit pe cele mai bune, poate sunt unele mai noi. Erau întreținute, erau curate, adică era tren destul de ok. Și orașele s-au părut destul de dezvoltate, peste așteptările noastre. Chiar și Malang, Yogyakarta, Bandung, toate orașele s-au părut destul de dezvoltate, nu ne-am așteptat așa. Însă prețurile la intrările pentru turiști sunt cam scumpe. De fapt, nu că intrările pentru turiști, anume intrările pentru turiștii străini, dar ce pentru turiștii locali e destul de ieftin. Da, la unele locuri, prețul pentru turiști străini se mărește de 10 ori, chiar de 10 ori, adică dacă pentru un localnic e 30.000, pentru un străin e 300.000. Asta cred că este unicul punct care nouă nu ne-a plăcut pe această insulă. Internetul aici este ok, este un pic mai slabos decât în Vietnam, dar este destul de ok. E mai bun decât în Bali și nu prea am avut probleme. Însuși, internetul 3G este destul de ieftin, plus minus același preț, să zicem, ca în Vietnam. Cu toate că insula este foarte populată, adică cea mai populată insulă din lume, sincer, nu am simțit așa o aglomerație mare, îmbulzeală, să n-ai pe unde merge pe un trotuar sau... Da, erau ambuteiaje pe drumuri, însă nu permanent. Poate erau în unele cazuri când era ora de vârf, dar, în general, nu erau mari ambuteiaje. Mie, de exemplu, mi-a plăcut mâncarea din Indonezia. Nu e atât de mare sortimentul ca în Vietnam, dar oricum e foarte gustos. Orezul în special mi-i place, nasi goreng, spate de numit mâncarea mea preferată de aici. Dar, spre exemplu, eu nu sunt foarte, foarte amatoare de mâncăruri prăjite, iar aici, pe insulă, toată mâncarea, 95% este mâncare prăjită și se prăjește în ulei mult,
nu știu de când, de dimineață până seara în același ulei. Engleză aici o știu un pic mai bine decât în Vietnam. Majoritatea știu engleză, măcar să comunici cât de cât. Nu mai zic de locurile turistice, adică poți să te descurci destul de bine cu limba engleză. Nu chiar ca în Malaezia, dar în orice caz, oricum, engleză o știu destul de bine. Deci, recomandăm cu îndrăzneală Indonezia, este țara noastră preferată din Asia de Sud-Est, din cele vizitate de până acum. Foarte frumos, noi neapărat o să revenim în Indonezia, că e foarte mare și diversă. Apropo de diversă, și vrem să vă spunem că vizitând insula Bali și Java, sunt două insule total diferite. De fapt, am ajuns la părerea că Bali, de fapt, nu este Indonezia. Acolo mai mult persistă cultura australiană sau... Sunt foarte mulți turiști acolo și nu prea poți să vezi... Nu adevărata vezi cultură adevărat... indoneziană. Și aici, în genere, pe insulă se spune că ei sunt nu indonezieni, dar javanezi. Și la ei este limba javaneză, este mâncare javaneză, este cultură javaneză, adică totul este javaneză, ei nu spun că e indonezian. Am întâlnit odată așa un caz că întrebam că limba, ceva de limba indoneziană și îi spuneau nu, limba javaneză. Deci dacă aveți ocazia neapărat veniți în Indonezia, că e foarte, foarte, foarte frumos și ieftin și interesant și divers. Insula Java în general este o insulă destul de mare, a doua cea mai mare din Indonezia, dacă nu mă greșesc, și pe ea se află chiar și capitala Indoneziei, Jakarta, care are populația de 30-35 milioane de oameni și se află pe locul al doilea din lume după densitatea populației. Insula este împărțită în trei părți și fiecare parte are câte o capitală a ei. Este o insulă formată din vulcani, cu peste 20 de vulcani activi, dacă nu mă greșesc. Noi am reușit să vizităm câteva din ei. Cam atât despre Java, veniți și voi și vă convingeți de frumusețea acestei insule. Noi acum ne îndreptăm spre noua noastră destinație. Unde vrem să ne relaxăm timp de 2 săptămâni, să uităm de tot. Nu și de blog, vă arătăm și vouă. Vă arătăm frumusețea plajelor de acolo, neapărat. So I'm letting you know where I want to be. Driving by the shore, listening to a broken radio. Is your first time here, sir? Yes, first time. We're going now to Phang Nga Island, right? Phang Nga Island, yes. Yeah. Do you know where is the departure locations of the ferries? Yeah. We have ocean. Oceanje. Yes. Do you have tickets already? Yes. Okay, so no problem. Mm-hmm. It's the Pier 1, yes? Yeah, Pier 1. Mm-hmm. What time is your departure? 5:40. Ah, okay. Ne întâlnește cu muzică. Este o muzică tradițională filipineză, de fapt. Deci am ajuns deja pe insulele Filipine și anume pe insula Cebu. Și ne îndreptăm mai departe. Aceasta nu este locația unde noi ne oprim. Mergem spre insula Bohol. Nu, stai, Palam. Cum se cheamă? Palangau. 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 Pangalo. Și mergem către insula Pangalo. Este o insulă foarte turistică. Care face parte din insula Bohol, una mai mare. Dar până acolo mai avem de mers încă cu feribotul. Cam cât? Vreo 2 ore, cam așa, cu feribotul. Și după care trebuie să luăm un taxi sau un tuk-tuk. Ca să ajungem la hotel, da. Avem o cale destul de lungă până acolo. Sigur o să fie noapte, sigur o să fie târziu, dar, mă rog, am vrut să facem tot drumul ăsta într-o singură zi ca să nu pierdem o zi degeaba pe drum. La ora 3 dimineața am ieșit la hotel și acum este deja ora 4. Care 4? Ora 6 am ieșit. 6?
Da, e 5 jumate. Suntem supra obosiți. A fost un drum lung și încă mai continuă. The cold wind on my face. It's all around but leaves no trace. Am prins un apus atât de frumos. Dar sincer, de mult n-am văzut apus. Deoarece seara dormim când îi apus soarelui. Dar ăsta e ceva deosebit. Ne uimește totalmente. Ia uitați cum ce de frumos. This is where I wanna be. Am impresia că a luat foc ce. I'll give you some love time. I need to go catch a high time. I don't feel free, so I'm letting you know where I want to be. Okay, we're going. Interesant cu tuk-tuk este. Dar numai că e foarte, foarte, foarte îngust aici. E strașnic. Noi nici abia de încăpem amândoi pe un scaun. Cred că, nu știu, are vreo jumătate de metru scaunul ăsta. E îngust. Cred că e de o singură persoană, dar... Am văzut când cap și vreo 5 pe aici. Până la hotel aveam de mers 18 km, 34 de minute, așa ne arată Google Maps. Și pe tuk-tukul ăsta am plătit, sau tricycle ai se numește, tricycle. Și pe tuk-tukul ăsta, sau tricycle, cum se mai spune, am plătit 300 de pesos. Am încercat să negociem, dar nici rău cu capului. Asta e prețul lor stabil, mai ales că era un curs de... Acum toți care ieșeau de pe parcă, tăți să iau. Că îți căutau transport. Taxiurile costau de două ori mai mult, 600 costau. Sau dacă vrei să iei un taxi care să-l șeruiești cu altcineva, costa undeva 200 de persoane, deci 400 de taxi șeruit. Oricum, tricycle-ul mai ieftin. E ok, nu ne plângem noi, merge și așa fel de transport. Parcă ne-a costat 1180 de pesos cu toate taxele incluse. Și adică aici sunt mai multe taxe. De exemplu, este 25 de pesos din persoană pentru taxe de terminal și ceva de genul. Și încă, 100 de pesos pentru bagaje de fiecare, pentru fiecare geantă. Geantă de check-in. În total ne-a costat 1180 de pesos. Deja e foarte, foarte târziu. Este aproape de ora 7. Și nu știu cât mai reușim să dormim mai.